Bun găsit, dragi telespectatori! Ne vom referi în cele ce urmează la o întrebare interesantă și complexă. Cum putem înțelege cât mai corect posibil cincizecimea sau rusaliile? Sigur că această întrebare este complexă, este o întrebare grea și mai ales în timpul pe care îl avem la dispoziție este greu de dat un răspuns exhaustiv, dar mă bucur că nu mi s-a cerut să răspund la cum putem înțelege complet cincizecimea sau rusaliile. Aceasta complexitate vine din faptul că niciodată nu vom putea să vorbim complet, exhaustiv, nici despre lucrarea Duhului Sfânt, nici despre lucrarea Domnului Iisus Hristos, pentru că noi suntem finiți și Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt sunt persoane infinite. Ne mângâiem cu faptul că pentru studiul ambelor subiecte avem eternitatea la dispoziție. Mark Twain, vestitul scriitor, a spus, desigur ironic, veșnicia a fost creată pentru a învăța limba germană. Ei bine, noi parafrazăm și spunem veșnicia a fost creată pentru a studia și a ne bucura de lucrarea Dumnezeului triunic, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și fie să petrecem eternitatea cu toții astfel. Revenim, putem afirma că evenimentul cincizecimii, al cincizecimii creștine, este de o extrem de mare importanță în ecuația mântuirii și a trăirii unei vieți creștine biruitoare. Din acest motiv, întrebările în legătură cu acest eveniment sunt deosebit de binevenite și strict necesare. Fără pretenția unei expertize deosebite în domeniu, vom încerca să prezentăm în cele ce urmează o viziune de ansamblu asupra subiectului în discuție, care poate ajuta pe cei interesați la o înțelegere corectă, zicem noi, și echilibrată a cincizecimii. Dar, sigur, se impune mai întâi să vorbim despre terminologie. Pentru ziua cincizecimii sau a Pentecostului, de la cuvântul Pentecostes, cincizecime, 50 în limba greacă, românii au adoptat numele de Rusalii, un termen de origine latină, care vine de la cuvântul Rosalia, ziua trandafirilor. Era o sărbătoare prețuită de strămoșii noștri romani, fiind celebrată în luna mai prin festivități la morminte, ocazii cu care se aduceau trandafiri, roze, de unde și denumirea sărbătorii. Din punct de vedere biblic însă, numele vechi testamentar, cel mai frecvent, este Shavuot, sărbătoarea săptămânilor, iar cel nou testamentar este Pentecost sau cincizecime. În esență, evenimentul reprezintă în cadrul Noului Testament coborârea Duhului Sfânt asupra primilor ucenici ai lui Isus. Ca încadrare în timp, evenimentul a avut loc la 50 de zile de la învierea Domnului Iisus, de unde, repetăm, vine și denumirea, și respectiv la 10 zile de la înălțarea Mântuitorului la cer. După cum am arătat deja, sărbătoarea cincizecimii și are originea în Vechiul Testament. În Cartea Levitic, capitolul 23, versetele 15-17, unde stă scris, citat, de a doua zi după sabat, din ziua când veți aduce snopul ca să fie legănat într-o parte și într-alta, să numărați 7 săptămâni întregi. Să numărați 50 de zile până în ziua care vine după al 7-lea sabat și atunci să aduceți Domnului un nou dar de mâncare. Să aduceți din locuințele voastre 2 pâini ca să fie legănat într-o parte și în alta, să fie făcute cu 2 zecimi de efă din floarea făinii și coapte cu aluat. Acestea sunt cele din tâi roade pentru Domnul, încheiat citatul. Textul continuă, dar ne oprim aici cu descrierea cincizecimii veterotestamentare, deși fiecare detaliu al acelei sărbători își are un corespondent valid deosebit de interesant în cincizecimea de peste veacuri, de peste câteva milenii, în cincizecimea creștină la care ne referim. Shavuotul, cincizecimea, este cea din mijloc dintre cele 7 sărbători din Levitic și respectiv a doua din cele 3 sărbători de pelerinaj, Paștele, Pesahul, Shavuotul, deci cincizecimea, și Sucotul, corturile. Să mai observăm că 2 din cele 3 sărbători de pelerinaj, snopul legănat, care reprezintă învierea Domnului, și Shavuotul, cincizecimea, au fost stabilite de Dumnezeu a se petrece nu sâmbăta, ci duminica, prin bypassarea sabatului.
Aceasta pentru că adevărata odihnă de sabat, după cum spuneam și în alte emisiuni, se găsește în lucrarea împlinită a lui Iisus Hristos și în locuirea sau botezul Duhului Sfânt în viața credinciosului, nu în darea legii. Mântuitorul Iisus a referit la cinzecime înainte de înălțarea sa la cer, când a spus în Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetele 4 și 5, de unde prezentăm un citat, pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine, căci Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Încheia citatul. Așadar, evenimentul la care ne referim nu este unul oarecare, ci este unul epocal, astral, am putea spune, fiind însăși promisiunea la singular a lui Dumnezeu Tatăl, concretizată în venirea pe pământ a Duhului Sfânt. Scopul principal era cel de a-i boteza, de a-i imersa pe credincioși în realitatea Sfintei Treimi, prin Duhul Sfânt, de a-i îngloba într-un singur organism spiritual viu prin nașterea Bisericii, formând, așa cum se exprima teologul John Stott, noua societate a lui Dumnezeu. Credem că este bine să observăm progresia modului în care Dumnezeu și-a ales reprezentanții săi pe pământ, reprezentanții săi colectivi. Timp de aproximativ 2000 de ani a vorbit omenirii prin persoane individuale, deci multitudinea de persoane individuale credincioase lui Dumnezeu. Alte 2000 de ani a vorbit omenirii printr-un popor, națiunea Israel, iar începând de la cinzecime, Dumnezeu a hotărât să se adreseze lumii nu prin persoane individuale, nici printr-o singură națiune, ci prin biserică, acel organism spiritual viu, alcătuit e adevărat din persoane individuale, din toate națiunile pământului, dar acestea nu sunt singulare, ci sunt unite între ele prin Duhul Sfânt coborât la cinzecime. Ori prin biserică, prin acest nou agent de reprezentare a lui Dumnezeu pe pământ, avea să fie revoluționat în sens pozitiv întregul curs al istoriei umanității. Înainte de a merge mai departe, credem că se impune a face o corelare între lucrarea lui Dumnezeu prin Iisus Hristos și lucrarea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Vom observa că aceste lucrări divine sunt complementare și au fost avute în vedere de Dumnezeu încă înainte de a fi existat viacurile. Un gânditor creștin a spus, Dumnezeu are două brațe personificate. Unul este Iisus Hristos, iar celălalt este Duhul Sfânt. Cu ambele brațe, Tatăl Ceresc caută să ne atragă și să ne strângă la pieptul său părintesc. Și așa și este. Deci se impune a ne referi la ambele persoane implicate în salvarea și binecuvântarea omului. Chiar din întreita binecuvântare mozaică putem observa esența lucrării acestor brațe, sigur personificate, în ghilimele, alături de cea a lui Dumnezeu Tatăl pentru fericirea copiilor săi. Astfel, în numer 6, versetele 24 la 26, stă scris, citat, Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Să ne întrebăm retoric, cum altfel decât prin providența sau purtarea de grijă a Tatălui Ceresc s-ar putea întâmpla acest lucru? Apoi se spune, Domnul să facă să lumineze fața Lui peste tine și să se îndure de tine. Și din nou, cum altfel ar putea fi furnizată mai deplin îndurarea divină asupra omului decât prin Iisus, Fiul lui Dumnezeu, prin care Evanghelistul Ioan declară că a venit harul, îndurarea și adevărul. În al treilea rând, în binecuvântarea mozaică, se mai spune Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea. Și din nou putem adăuga cu o legitimă întrebare cum altfel am putea primi pacea în mod deplin decât prin Duhul Sfânt, în ghirlanda roadei căruia se află și acest ingredient atât de complex, de necesar și de binecuvântat, pacea. A se vedea Galateni 5:22, unde se arată că pacea face parte din roada Duhului. Ce minunată împletire, deci, a lucrării Sfintei Treimi, ilustrată în vechea binecuvântare mozaică. Tot pe linia relaționării lucrării Fiului și a lucrării Duhului Sfânt, deși va părea destul de curios și surprinzător, se poate spune că mersul creștinului veritabil se poate asemăna cu traseul sau călătoria punctelor pe o figură geometrică numită elipsă.
Elipsa este un fel de cerc turtit care are două centre, fiind alcătuit din mulțimea tuturor punctelor a căror suma distanțelor față de cele două centre fixe este constantă. Dar pentru a înțelege cum se construiește o elipsă, să presupunem că pe această masă am bate două cuie, stabilind două centre, la o anumită distanță unul de celălalt. Apoi am luat o sfoară de o lungime mai mare decât distanța dintre cele două centre și apoi, petrecând sfoara pe lângă un creion, am trasat atât cât ne permite sfoara un cerc turtit, o figură care va creiona, de fapt, va demonstra elipsa. Ce e interesant? Fiecare punct de pe acea elipsă, suma distanțelor de la acel punct până la cele două centre este constant. Și ce putem să observăm? Cele două centre, de fapt, se referă la persoana Domnului Iisus Hristos și se referă la persoana Duhului Sfânt. Deci lucrarea lui Dumnezeu Tatăl prin Domnul Iisus Hristos și lucrarea lui Dumnezeu Tatăl prin Duhul Sfânt. Altfel spus, Dumnezeu pentru noi prin Iisus și Dumnezeu în noi prin Duhul Sfânt. Vedeți, dumneavoastră, Dumnezeu s-ar fi putut limita să facă ceva pentru noi și a făcut ceva extraordinar și a dat pe unicul lui Fiu și să fi spus, v-am făcut destul. Va ajunge atât, dar Dumnezeu nu s-a limitat la atât. Noi mai procedăm așa când mai sunt niște cerșetori și le dăm un ban, dar am vrea să cam plece, să ne lase pe noi cu ale noastre, să nu intre în intimitatea și confortul nostru personal sau familial. Dumnezeu Tatăl însă n-a procedat așa. El a vrut să vină în noi și această venire a lui Dumnezeu Tatăl în noi s-a realizat la cincizecime. Așa încât este foarte bine să ne raportăm ca și creștini și la centrul Dumnezeu pentru noi, Iisus Hristos, și la centrul Dumnezeu în noi, Duhul Sfânt. Vedeți, dumneavoastră, pot fi două extreme. Avem cele două centre și avem sfoara întinsă atât cât permite, depășind, să spun așa, un centru. Al doilea centru de care vorbeam, cincizecimea, da? Dumnezeu în noi, prin Duhul Sfânt. Și sunt oameni care sunt pe punctul acesta, sunt creștini, pentru că sunt pe elipsa mântuirii, se raportează și la o lucrare și la cealaltă, prin Domnul Iisus, respectiv prin Duhul Sfânt, dar ei văd doar din perspectiva aceasta, lucrarea Duhului Sfânt. Și dinamism, și daruri, și așa mai departe. Aproape uitând să se raporteze și la lucrarea Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu pentru noi. Alții se pot situa dimpotrivă în cealaltă extremă, în partea aceasta-laltă. Ei văd doar lucrarea lui Dumnezeu pentru ei în Iisus Hristos, fiind la distanță de cincizecime de lucrarea lui Dumnezeu în noi prin Duhul Sfânt. Sunt oameni care cred că, mă rog, există cesaționismul, că nu mai sunt daruri spirituale, nu mai există profeții, nu mai există alte lucrări dinamice ale Duhului Dumnezeu și se focalizează prea mult asupra unui tip de lucrare. Ceea ce însă este foarte important, noi să fim în echilibru și există, din fericire, pe această elipsă a mântuirii și poziții în care omul privește și este atent la ambele tipuri de lucrare, în așa fel încât relaționarea să fie corectă. Așadar, întruparea Logosului, moartea, învierea și înălțarea Domnului sunt evenimente sfinte care pot fi sintetizate, după cum spuneam, prin expresia Dumnezeu pentru noi sau prin simplificare, accentuând evenimentul cel mai important pe care l-a săvârșit Domnul Iisus Hristos, moartea pentru noi și învierea, deci Paștele. Pe de altă parte, Duhul Sfânt este Cel care s-a coborât în noi și noi trebuie să fim foarte atenți ca să ne raportăm corect la ambele centre. Prin această ilustrație, noi trebuie să căutăm să nu ne focalizăm mult prea mult doar pe unul dintre persoanele, dintre brațele personificate ale lui Dumnezeu, ci să mergem înspre lucrarea complexă, desfășurată și în sintagma Dumnezeu pentru noi și în sintagma Dumnezeu în noi.
faptul că există oameni care uită de lucrarea Duhului Sfânt în ei este indicată foarte clar și în ceea ce a spus Apostolul Pavel la 1 Corinteni 6:19, unde el a spus: nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri? Deci dacă nu suntem atenți, putem să omitem pur și simplu lucrarea atât de importantă a Duhului Sfânt în noi. Corect și echilibrat este, după cum spuneam, să ne raportăm și la Dumnezeu Domnul Iisus, la Dumnezeu Fiul și la Dumnezeu Duhul Sfânt. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Dacă suntem atenți, Biblia ne furnizează, atât în Vechiul cât și Noul Testament, informațiile strict necesare pentru a ajunge la o înțelegere corectă și echilibrată a însemnătății 50.000 creștine. Înainte de a ne referi la semnificația celor petrecute în chiar ziua de Rusalii, vă propun să procedăm în cele ce urmează la o examinare a unor referințe vechi testamentare care ne pot ajuta să ajungem la o înțelegere a ceea ce s-a profețit despre evenimentul coborârii Duhului Sfânt care urma să aibă loc mult mai târziu. Vom lua câteva versete pe care le veți vedea și dumneavoastră pe ecran. În profetul Ioel, capitolul 2, versetele 28-32, se spune, citat: după aceea voi turna Duhul meu peste orice făptură. Fiii și fiicele voastre vor proroci, bătrânii voștri vor visa visuri și tinerii voștri vor avea vedenii. Chiar și peste rob și peste roabe voi turna Duhul meu în zilele acelea, încheiat citatul. Profetul Ioel nu introduce o promisiune nouă, având în vedere momentul în care el a profețit, ci el continuă făgăduința făcută prin profetul Isaia, în capitolul 32, versetul 15, din nou citat: până când se va turna Duhul de sus peste noi, atunci pustia se va preface în pomăți și pământul va fi privit ca o pădure. Încheia citatul din Isaia 32. Sau tot în Isaia, în capitolul 44, versetul 3, Dumnezeu promite: căci voi turna ape peste pământul însetat și râuri pe pământul uscat. Voi turna Duhul meu peste sămânța ta și binecuvântarea mea peste odraslele tale, încheiat citatul. Aceeași promisiune este făcută și prin prorocul Ezechiel, la 39:29, și nu le voi mai ascunde fața mea, zice Dumnezeu, căci voi turna Duhul meu peste casa lui Israel. Cât de bine se confirmă în acest verset ceea ce afirmasem anterior, și anume că turnarea Duhului este expresia descoperirii feței lui Dumnezeu conform binecuvântării mozaice din Numer 6. Pentru că acolo s-a spus acele triple binecuvântări, din care cea de-a doua, respectiv cea de-a treia, are de-a face cu descoperirea interfeței sau a feței lui Dumnezeu, după cum spuneam, în Domnul Iisus Hristos, aducătoare de har, și în Duhul Sfânt, aducătoare de pace. Revenind acum la Ezechiel, capitolul 36, versetele 26 și 27, vom vedea că se anticipează viitoarea lucrare a Duhului prin cuvintele, citat: vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou. Voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Voi pune Duhul meu în voi și vă voi face să urmați poruncile mele și să păziți și să împliniți legile mele. Venind acum în Noul Testament, Ioan Botezătorul, predicând despre apropierea împărăției lui Dumnezeu, în Matei 3:11, s-a referit la Mesia prin următoarele cuvinte: eu, adică Ioan Botezătorul, eu vă botez cu apă, dar El, Iisus Hristos, vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Încheia citatul. Ne oprim puțin aici, făcând o mică observație. Este interesant că evanghelistul Marcu, la 1:8, omite sintagma botezul cu Duhul Sfânt și cu foc. Deci omite sintagma cu foc, ca și evanghelistul Ioan în capitolul 1:33 și Luca prin chiar cuvintele Domnului Iisus în fapte 1:5, când li se spune ucenicilor să aștepte botezul cu Duhul Sfânt. Această omisiune se constituie, alături de alte argumente, într-o dovadă că botezul
cu sau scufundarea în foc la care s-a referit Ioan Botezătorul nu urma să se împlinească și nu s-a împlinit la cincizecime, ci privește o scufundare viitoare în focul judecății divine. Deci atunci când a avut de-a face cu un auditoriu și din cei credincioși și necredincioși, a spus botezat în Duhul Sfânt și în foc, scufundat și într-un element și în altul, dar când are de-a face doar cu cei credincioși, textul sacru se referă doar la o scufundare în Duhul. Nu facem oricum din această interpretare o învățătură dogmatică și nu depinde de ea mântuirea. Cu atât mai mult cu cât Duhul Sfânt este asemănat într-adevăr și cu foc, focul sacru, și chiar la Rusalii au apărut și limbi de foc, nu? La profețiile de mai sus pot fi adăugate mai multe promisiuni ale Domnului Iisus din Evanghelie și din Faptele Apostolilor cu privire la importantul eveniment al venirii Duhului Sfânt asupra primilor creștini, dar ne vom limita la cele menționate deja. Făgăduința Duhului Sfânt, deși inițial a fost făcută evreilor, este valabilă pentru oricare alt om care îl caută și îl dorește pe Dumnezeu. Pentru ca omul să conștientizeze situația deplorabilă în care se afla, Dumnezeu a încheiat mai întâi un important legământ cu omul, trimițând prin Moise, pe Sinai, un cuvânt scris, legea. Aceasta era corectă și puternică în toate prevederile ei, atât cele permisive cât și cele restrictive. Și evreii au venit să vadă dacă tablele legii conțineau acea rezolvare de care aveau atâta trebuință. Dar dureros, în afară de o deplină cunoștință a păcatului și a gravei neputințe a firii omenești, cât și a nevoii unei alte soluții pentru salvarea lor, legea nu a adus nimic bun și satisfăcător. Astfel că Dumnezeu s-a văzut nevoit, în ghilimele desigur, din dragoste, să vină cu promisiunea menționată anterior: vă voi da o inimă nouă, un duh nou, voi pune Duhul meu în voi. Ce făgăduință minunată! Dumnezeu promite că va face un nou legământ cu totul diferit de cel de pe Sinai. Aceasta sau acesta nu va mai fi o poruncă pentru exterior, ci un stimulent pentru interiorul ființei umane. Nu o forță exterioară omului, ci una interioară ființei umane. Putem înțelege diferența dintre aceste două stări de lucruri folosind o mică ilustrație. Când mama îi spune fetei să deretice prin casă, se mai întâmplă să întâmpine o anumită rezistență și fata să aibă obiecțiuni față de cerința mamei. Atunci însă, când fata trebuie să-și primească în vizită la casa părintească noul ei prieten, poate viitorul logodnic, lucrurile se rezolvă cu totul altfel, se rezolvă atât de ușor. Fata ia inițiativa și dorește ea însăși, din dragoste, să facă ceea ce nu voise să facă din obligație. Ei bine, asemănător este modul cum Dumnezeu dorește să lucreze cu omul, cum dorește Dumnezeu să-L slujim, nu prin presiunea unor porunci exterioare, ci prin motivația lăuntrică a dragostei care ni se dă prin Duhul Sfânt. Ori la cincizecime, Dumnezeu nu le-a mai dat oamenilor o nouă listă cu porunci, un nou cod de norme etice, ci le-a dat o inimă nouă, un duh nou, le-a dat Duhul Sfânt locuind în ei sau în noi. S-a dat, cu alte cuvinte, pe sine însuși, venind și locuind în ființa omenească, pentru că noi, deși din uz uneori didactic facem o despărțire, o distinție strictă între lucrarea celor trei persoane ale Sfintei Treimi, în realitate acestea conlucrează. Iată ce a spus, spre exemplu, Domnul Iisus la Ioan 14:23, citat: cine mă iubește, va păzi cuvântul meu, Tatăl meu îl va iubi, noi, adică Tatăl și Fiul, vom veni la El și vom locui împreună cu El, încheiat citatul. Așadar, odată cu Dumnezeu Duhul Sfânt și prin acesta, vin în ființa credinciosului și Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul. Ce minunată și aproape incredibilă asigurare! Omul locuit de preasfântul și gloriosul Dumnezeu. Și aceasta nu este o învățătură excentrică, nici una doar teoretică, ci este una practică, reală și strict necesară. Acest adevăr vizează acea relație dinamică de relaționare cu Dumnezeu care te face să trăiești deasupra cerințelor legilor scrise, urmând îndemnurile lăuntrice ale Duhului. Nu degeaba în Ieremia 31:31 stă scris, citat:
Iată, vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. Voi pune legea mea lăuntru lor, o voi scrie în inima lor, eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu, căci le voi ierta nelegiuirea și nu voi mai aduce aminte de păcatele lor. Încheiat citatul din Neemia 31. Pe de altă parte, Apostolul Pavel, în a doua sa epistolă adresată corintenilor, la capitolul 3, versetul 3, afirmă și el acest măreț adevăr, spunând: voi sunteți arătați ca fiind epistola lui Hristos, scrisă de noi ca slujitori ai Lui, nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului Celui Viu, nu pe niște table de piatră, ci pe niște table care sunt inimi de carne. Încheia citatul din 2 Corinteni 3:3. Slăvit să fie Domnul pentru aceasta, fie să confirmăm în viața de fiecare zi acest grandios adevăr că în viața noastră s-a petrecut venirea Duhului Sfânt, venirea Dumnezeu, Tatăl și Fiul prin Duhul Sfânt, și ceea ce se scrie în inima noastră nu este cauzat de ce va veni din afară, din exterior, ci este ceva care vine din prea plinul inimii noastre în care Duhul Sfânt își face lucrarea. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta.